Timp de 5 zile, Parcul Rozelor redevine centrul evenimentelor folclorice și culturale din Timișoara. Angajații Horticultură au tuns iarba și gardul viu și au curățat buruienile din rabatele de trandafiri pentru a se asigura că parcul este pregătit pentru Festivalul Inimilor. Evenimentul, organizat de Casa de Cultură a Municipiului Timișoara, în perioada 3-7 iulie, reunește 28 de ansambluri folclorice din 14 țări. Pe lângă spectacolele de muzică și dans, vizitatorii sunt așteptați și cu expoziții de costume populare tradiționale și ateliere de dans. Le mulțumim timișorenilor pentru că dau dovadă de spirit civic și îi rugăm și de data aceasta să păstreze zona cât mai curată pe perioada festivalului. Transmit reprezentanții Horticultura.